Pentru majoritatea persoanelor aflate în îngrijire în centrul de la Lungești, rudele sunt cele care trebuie să-și dea acceptul dacă vor fi sau nu vaccinate. Atât salariații cât și persoanele vârstnice au înțeles că vaccinul este necesar și au recurs fără probleme la el. Când m-am întors la prefectură, am avut o colaborare strânsă cu șeful de centru de aici și cu directorul de GSPC Vâlcea, nu în Badea, și ne-am pus de comun acord în această strategie de a mai mult de prevenire, ca să zic așa, pentru că asta cred eu că a contat cel mai mult, și de a închide pur și simplu un centru și a nu lăsa vizitatori, a nu mai lăsa bolnavii să se apropie de persoanele care trec pe stradă sau să mai iasă din incinta centrului la plimbări, care obișnuiau să le facă cei care sunt în stare în parcul din centru sau pe stradă sau să meargă la magazin și așa mai departe. Adică am ales varianta ca salariații care oricum erau testați la 2 săptămâni să meargă să le facă eventuale cumpărături sau să îi scoată la plimbare, să-i prime în incinta centrului și să-i ferească cât de cât de cetățeni. Mai mult decât atât, vis-a-vis de acest centru, cum bine vedeți și dumneavoastră, este școala generală, este grădinița, este școala primară, și asta înseamnă un pericol de infectare mai mare. Și este măsuri, bineînțeles, că le-am luat atât la nivel de ceva sub colaborare cu direcția și în colaborare și de centru de aici, dar și cu directorul școlii, pentru că și aici trebuie luate niște măsuri de siguranță, a elevii să vină în siguranță la școală, să și plece în siguranță la școală, iar pentru cei mici care sunt însoțiți de părinți sau de bunici, sunt foarte atenți, am solicitat și ajutorul poliției, dar și a oamenilor, a îngrijitorilor de la școală, atât a guarzilor de la primărie, în orele de fluctuație, să fie prezenți și să asigure cât de cât distanțarea, să le atragă atenția, purtarea măștii. Bineînțeles că materiale de dezinfectare se află la atât la școală cât și la primărie sau la purtători. I-am pus să aibă fiecare cât un puf din ăsta, așa, în situația în care consideră că omul respectiv se ferește sau vine de acasă și a pus mâna pe ceva la magazin sau pe microbuz și așa mai departe, sunt mai multe elemente care ai contact cu ele într-o anumită perioadă relativ scurtă, să intervine și să dezinfecteze. Adică sunt niște măsuri luate la nivel local și în punctele care le considerăm noi mai delicate, așa, din punct de vedere al posibilității infectării cu SARS-CoV-2. Referitor la cei din acest centru, știu că în alte localități au fost probleme pentru că cei care sunt în aceste centre pot fi vaccinați cu acordul celor care au grijă de ei, a rudelor care i-au internat acolo. Uneori rudele nu au acceptat vaccinarea și mă gândesc că aceasta ar putea fi un pericol, unii vaccinați, unii nevaccinați. Fiecare, așa cum știm, vaccinarea nu este obligatorie. Absolut. Iar dacă stăm să vorbim strict de persoanele sau de beneficiarii acestor servicii care sunt în aceste centre, dumneavoastră știți că nu sunt toți în deplinătatea capacităților mentale. Și atunci e logic că cineva care este responsabil de acea persoană, respectiv o rudă apropiată, trebuie să-și dea acceptul dacă vaccinează sau nu. Trebuie să persoane care efectiv nici nu știu ce înseamnă. N-au capacitatea de a face diferența între un vaccin, o injecție sau tratamentul pe care l-au acolo. Pur și simplu nu judecă, da? Adică sunt persoane care au nevoie de ajutorul unii. Și atunci e clar că trebuie să mergi conform legislației și nu poți să mergi să vaccinezi obligatoriu sub nicio formă. În situația în care vaccinul era obligatoriu, atunci cred că era deja măsura luată până acum, ca de persoane care sunt internate în centrul respectiv să fie vaccinate. Eu zic că atât din cât tot personalul este vaccinat și persoanele respective nu iau contact cu exteriorul și personalul este în regulă, adică nu sunt cazuri de persoane depistate pozitiv care lucrează acolo, sau dacă sunt depistate, imediat se retrag și merg în izolare și vin colegii care le țin locul. Cazuri n-am avut, adică au fost anul trecut, de exemplu, a fost un val, ca să zic așa, s-au luat măsurile necesare, v-am spus, am ajutat, am făcut duble circuite,
ne-am ajutat, ne-am consultat și am ajuns la un rezultat care ne mulțumește pe toți acum. Pentru că anul trecut a fost un val al îmbolnăvirilor la centrul de îngrijire, acum situația se află sub control și sunt respectate în continuare toate măsurile necesare prevenirii COVID-19.